Ieri a fost o zi specială pentru Sabrina și Permeș. Emoțiile îi copleșeau, iar gândurile îi duceau la întâlnirea cu familiile lor. Ți-am zis că am presimțit, dacă îmi trebuie că presimt. Sper că nu mama! Sper dacă e mama, eu ies și într-unapoi. Probabil să fie mami, tate și maică, te-am alucat sigur. Dar de ce nu-i tata cu soția lui și maică-ta? Ah, cu maică-ta vine neapărat cu taică-ta, nu? Da. Dintr-o dată mi s-a făcut și mai rău. Doamne, ți-am mă uțeam de mor. Tu râzi, dar nu-mi se pare amuzant. Soarta. Haideți înăuntru. Bună! Hai, hai, hai! Rămâne tocurile aici, Ana. Rămâne zogul tocurile aici. Alo! Da, trebuia să vin fără sandale. Văleu, Doamne! Mulțumesc, mulțumesc frumos! Hai sus, hai! Vezi că ai mama? Am zis că hai, da! Iubițica mea să vii la mine, că eu mor de tine. Păi... Ce faci tu? Bine. Dacă tu faci bine, eu fac mult mai bine. Eu fac foarte bine. Cine aș face bine, e foarte bine aici. Doar ce-ți lipsești aici. Ena! E frumoasă ca la televizor. Îți dai seama, avem reguli. Băiatul meu. Băiatul meu frumos și puternic. Ce faceți? Ce bubuzele ești. Mi-e cald. Uite-ți seama dus. Ce, e vantai? Hai, stai jos. Asta e capul mesei madre. Acolo, să nu te mai vândi rău. Da, e cald aici. Nu era mult de stat în protocoale, așa că discuțiile se nășteau imediat la masa de pe terasă. Andrei, cum sunteți? Foarte bine. V-ați depus actele tot în regulă? Da, ne-am depus actele astăzi. Și cum? Ce aveți de gând până la urmă? Nu știu încă, vedem. Într-un Valea și jurea să știu, Andrei. De la mine e deja dată binecuvântarea de la început, din prima zi. Ideea e în felul următor. Nu mai puneți botul atunci. Ideea e în felul următor că mor de sete, hai. Că mai pot, hai să trăim, că nu mai pot de sete. Pentru noi. Să vă ajute Dumnezeu să treceți cu bine peste tot și să experiența asta a fost foarte, nu știu, pentru tine, Andrei, sincer, nu mă așteptam. La ce? Oh, să stai tot aici, chiar nu. Mi-am găsit, uite-o. Și când ai plecat de acasă, ce-am zis? Vezi, mame, dacă stau o lună sau două. După aia ți-am zis, eu nu te vreau acasă 6 luni, eu te vreau mireasă. Da, asta cu mireasă. Nu, așa ți-am zis? Ba, și nici apolită nu te vrea acasă. Noi suntem foarte bine. Perioadele pe care le-am avut, le-am o perioadă, astea Andrei, am trecut. Nu e problema perioadele, că oricum, toată lumea se ceartă. Astăzi am depus actele, nu știm ce va fi. Deci nu vă așteptați la mare acusare, că nu știu ce o să fie, chiar nu știm. Dacă tu faci nuntă, mă mări și eu, e ok. Am o socră, dacă mi-o mai cer pe Sabrina... Da, eu nu cert, că ea știe, dar ea se supără degeaba. Voi de acasă, știți ce avem aici? Ce vedeți, mami, la televizor? Ia apă de ploaie. Băi! Ia apă de ploaie. Eu încerc să mă și înțeleg și pe ce aveți voi acasă, e lento, știți cuvântul la lento? Când deschizi telefonul și o să ieși de aici, să te pregătești bine. Dar crezi că eu n-am văzut? Să te uiți la prima poză de cu Larisa, tot pe Larisa. Dacă o să-ți dai seama afară ce prietenă ți-o fost sau ce surpriză te-a așa la ea. Nu mă interesează, nu plec cu niciunul acasă, plec cu el. Nu o să muncească nimeni în locul meu și nu o să stea nimeni la masă cu mine apart de el. Și nu mă interesează ce zice acela. Poate mă mai primești pe mine. Familia, ok. Dar gen oamenii de genul ăsta, de asta nici nu mă interesează lucrurile astea. Oricum, învingătorii s-au întors să faimoase. Învingătorii totuși cu voi toți, care s-au văd de la început. Și vor să știe dacă investesc în voi cu totul. Și să vă deja învingători, așa că n-aveți ce face. Deci deja. Faceți pasul. Nu aveți ce să faceți. Și nu mai pronunța cum de divorț. Da, de aici mergem la Cluj. Și după aia vedem cum ce o luăm spre Iași. Da. Am văzut că puteți să dormiți, mi se pare că împreună, așa-i? Poate o puneți în bambino la noapte. Mi-a ieșit perla. I-am zis că nu pot să fac. Nu facem. Sabrina se cunoaște. Leu, minu, minu, să cred. Din partea noastră, aveți... binecuvântarea, să vă ajute bunul Dumnezeu să mergeți chiar până la capăt. Noi ne dorim foarte mult. Acum depinde de voi ce vă doriți voi. Doar mai să stați împreună, să rămâneți toată viața împreună. Ce ai de gând să, după ce ieșiți afară? Pe ce avem de gând? Avem de gând să stăm numai noi doi, dar eu, sincer, eu chiar nu vreau să vă mai prind nimeni când ești aici.
Numai cu tine mi-a fost. Păi, da. Măcar o săptămână, două, serios? Pentru că aici nu m-am conjurat de oameni. Sabrina, o săptămână, două, stau cu voi eu. După. No, după. De vacanță au nevoie imediat mai doi. De o vacanță scurtă, așa, măcar o săptămână. Sunteți de felicitat amândoi. În primul rând, pentru că chiar ați trecut prin multe, nu mă gândeam. Prin câte? Deci chiar nu mă gândeam că o să rămâneți împreună. Dar la omul ăsta poate să-mi dea oricine în cap. Eu e bărbat, dar mai mult bărbat femeie. De ce? Sensibil. E și frumos, în primul rând, e foarte frumos. Sensibil, romantic, e pasional, e tot ce trebuie ție. Eina. Și dacă nu-l faci cu nervi, dar... Are o leagă așa vreo el cu nervi, da? Da, atunci nu mai înseamnă să fie bărbat. Eu îi fac, eu îi calmez. Adevăr e că sunteți foarte frumoși amândoi. Și no, noi chiar ne dorim din tot sufletul ca voi să fiți împreună. Toată lumea era mulțumită, dar timpul limitat impunea retragerea familiilor, așa că Sabrina și Perneș mai au doar să stabilească ce vor face în marea finală. Eu aș mai sta. Poate vrei să intri sezonul următor? Da, da, vreun băiat, vrei să intri ca confidentă? Doamne, ce ai tu că mă enervezi? Iară plângi. Da, asta te iau la plânge. Dormi. Hai, că mai sunt două strămâni, că trânați-vă. Chiar vă rog să vă gândiți bine și eu zic să faceți pasul, pentru că chiar îl merge. Noi zicem, dar nu sunt sigur ce să facem. Eu simt că ea simte și am zis tot deja. Meritați, să știți. Ți l-a trimis Dumnezeu pe tavă. Cel puțin interesantă întâlnirea și aș porni de la faptul că înainte de a ști cine vine în vizită la voi, tu tot țipai pe aici prin casă, sper să nu fie mama. De ce? Pentru că știu că vorbești mult și spune tot. Îi place, e genul care îi place, da, să fie așa în centrul atenției. Nu știu cât în centrul atenției, dar nu știu, vorbește tot, vrut, nevrut, îi spune tot ce trece prin cap și de multe ori după aia, ce știu eu. N-are filtru? Nu are, nu. Și ți-a fost teamă de această primă întâlnire cu toată familia? Adică n-ai avut timp să o pregătești, să nu vorbești, să nu faci, să nu așa. Da, a fost ok. Chiar m-am bucurat foarte mult. Inițial, deși mă speram să nu fie ea, după ce a plecat deja parcă a fost ciudat inițial și după aia am zis că, mamă, de ce a plecat? Trebuia să mai stea, parcă mai aveam ce vorbi. Nu știu, e ciudat sentimentul. Parcă nici n-ai fost plecată de acasă și totuși s-au schimbat atâtea în 6 luni. E ceva... Abia aștept să vă rezolvez din nou cu tot. Da, ziceai tu că 2 săptămâni nu vrei să vezi pe nimeni. Să stai doar, da, tu și iubitul tău și poate soțul tău, nu știu. Și să faceți ce? Nu suntem ca domnul și doamna Smith, nu te întreb despre asta, să știi. A spus facem ce? Să faceți ce? Adică... Lasă-mă să ne cunoaștem cumva noi mai bine în exterior. Din toate punctele de vedere, da, am înțeles. Dar nu că... Eu nu te-am întrebat pe tine. Eu fac singură. Și 2 săptămâni așa vă cunoașteți? Adică... În care pur și simplu să fim noi relaxați, nu mai tu camere, nu mai tu explicații, nu mai tu nimic, efectiv noi doi și să ne bucurăm unul de altul și să... Am înțeles. Și tot. Na. Bine, evident, vizite, lucruri genul ăsta o să fie, dar... Hai, străruți că e mai drăguț. Nu? Cam așa e treaba. Adică chiar nu puteți să vă încuiați 2 săptămâni. Nu. Dar nu era de încuiat, să plecăm undeva noi, să stăm noi. Ce contează unde sunteți? Păi nu contează. Atâta timp cât... Contează cu cine, da. Asta zic. Nu că eu am un dialog al... Da, din priviri, da, și zâmbeti. Refacem task-ul pe care l-am avut. Da.
Deci două săptămâni o să stați, dar ce o să faci? Că deja ești în cum să zic eu, în concurență cu mama lui Perneș, care vrea și ea săraca să, chiar două săptămâni, și avea dreptate, să-și vadă băiatul după șase luni. Să-l vadă, Doamne ferește, că nu are nicio legătură. Să vină să aducă de mâncare și să plece, sau cum e modelul? Nu se pune problema. Clar o să-i vizităm, o să avem timp și pentru ei, doar că da, două săptămâni, două luni, e al nostru. Doamna Valeria, ați reținut. Ei vor să facă și trebuie să veniți doar în vizită și eventual cu ceva de mâncare și repede, așa, pe repede înainte. Bună, ce faci, bine, hai, la revedere, că așa e treaba. Bine, telefon. E de înțeles, într-un fel, e de înțeles și reacția ei, e de înțeles și reacția mamei tale. Mi-a părut rău de sora ta, că a fost despărțirea destul de grea. Da, și tot timpul are stilul ăsta de a plânge și în două stare de parcă sunt e sensibilă, măi. Eu știu, dar mai sunt două săptămâni și dacă vine cu starea asta și îmi dă starea asta, parcă după aia, nu știu, m-am simțit așa încărcat. Pare că sunteți din familie așa sensibil, că și soacra ta a zis că și tu ești așa sensibil ca o femeie. Da. Ceea ce nu este rău. Probabil că o să fii tată de fată. Doamne, da. Da? Așa vrei? Nu știu dacă și Sabrina e de acord. Ei. Eu vreau și fată și băiat. Să vă dea Dumnezeu ce vreți voi, dar știți cum e. Voi vă doriți una și Dumnezeu are niște planuri pentru voi.